O furtună puternică a făcut prăpăd în Rovinari, județul Gorj. Acoperișul unui depozit de materiale de construcții situat la intrarea în oraș a fost smuls de vânt și aruncat 300 de metri mai departe. Potop a fost și în Argeș. O ploaie torențială a inundat orașul Câmpul Lung Mușcel. A fost vijelie și în Breaza. Vântul, care a bătut cu peste 90 de km pe oră, a lăsat mai multe cartiere în beznă. În județul Gorj, la Rovinari, o vijelie de doar câteva minute a smuls mai multe acoperișuri de pe clădiri. Băi, frate, domnule tot! Cam așa arată Rovinariu. Ați acoperișe luate, duse, tornado ce n-a fost niciodată. Foarte puternic, am crezut că ne ia cu totul. Furtună foarte mare, ne-am speriat teribil, ne-am trezit cu geamul spart. N-am știut ce se întâmplă, atât am apucat să scoatem copilul. Autoritățile au mobilizat peste 200 de oameni și au adunat copacii căzuți peste mașini și carosabil. Am desconcentrat toate lucrurile care erau căzute și copaci izolați și așa mai departe. Furtuna a fost și în județul Argeș. În Câmpul Lung Mușcel, străzile au fost acoperite de ape. În orașul Breaza din Prahova, furtuna a venit cu grindină. Din cauza rafalelor de peste 90 de km pe oră, 10 de familii au rămas fără curent electric. În Oradea nu au fost ploi, însă temperaturile de toamnă i-au luat prin surprindere pe localnici. Am forțat vara în continuare și nu m-am mai uitat cât e ceasul, câte grade avem în termometre. Se simte diferența, trebuie să ne îmbrăcăm un pic mai gros, nu eram pregătiți și cam ne-am înghețat acum la terasă. Jumătate de țară este sub cod galben și portocaliu de vijelii. Iată că după zilele caniculare, astăzi vom putea respira, temperaturile vor scădea resimțit, iar maximele în multe zone din țară vor fi de 30 de grade Celsius. În aceste zile vorbim de chiar o vreme în general frumoasă. În București astăzi nu așteptăm mai mult de 27-28, cu un cer mai mult senin și o vreme frumoasă. În ansamblu, vremea rămâne și în weekend în general frumoasă. Sâmbătă niște norări în regiunile nordice și la munte, dar numai izolat ploi slabe. Duminică, tot cam pe nord-nord-est niște norări, deci una peste alta vorbim însă și de o ușoară creștere a temperaturilor de la o zi la alta. Cele mai mari valori, în jur de 30 de grade, se vor registra în acest weekend în sudul Olteniei. Bucureștenii rămân cu temperaturi în jur de 30 de grade la maxima zilei, iar nopțile sunt destul de suportabile, cu minime sub 20 de grade.